Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre aria pătratului și aria dreptunghiului, dar și despre lacuri. Lacurile se clasifică în funcție de modul de formare în lacuri glaciare formate prin topirea ghețarilor din munți, lacuri periglaciare, în care cel puțin o parte a conturului lacului este formată de un strat de gheață, lacuri vulcanice create ca efect al unor activități vulcanice, lacuri pe masive de sare, lacuri de baraj natural formate prin bararea unor văi în urma unor fenomene naturale, lacuri de baraj antropic, adică lacuri de acumulare, lacuri de crov, limanele fluviale care sunt formate prin bararea cu un grind, agurii de vărsare a unui râu afluent de către râul sau fluviul colector al acestuia, Limane maritime, formate prin bararea de către un grind, gurii de vărsare a unui râu mare, și iazuri și heleșteie. Haideți să rezolvăm acum o problemă. Un ponton plutitor are forma unui dreptunghi, cu lățimea de 2,5 metri și lungimea de 8 metri. Pentru construcția punții se folosește scândură din lemn de brad cu prețul de 15 lei metrul pătrat. Determinați cât costă scândura necesară. Haideți să desenăm dreptunghiul, adică pontonul, pe care îl aveți și în imagine de altfel, și îl voi nota cu ABCD. Și știm că lățimea este de 2,5 metri, iar lungimea este de 8 metri. Și acum, cum aflăm oare de câtă scândură avem nevoie? Păi ar trebui să determinăm Aria acestui dreptunghi, și mai apoi vom afla cât costă scândura necesară. Pentru asta, vă reamintesc că aria dreptunghiului este egală cu produsul dintre lungime și lățime. Așa că aria lui ABCD este egală cu lungimea lui AB, ori lungimea lui AD și vom avea. 8 ori 2,5 și atunci haideți să vedem ce vom obține. L-am separat, 2,5 ori 8, 8 ori 5 este 40, 0 scriem și 4 reținem. 8 ori 2 este 16 și cu 4 înseamnă 20 și vom avea o zecimală, de aceea rezultatul este 20,0 sau 20 de metri pătrați. Și acum haideți să vedem cât va costa scândura necesară. Dacă un metru pătrat costă 15 lei, noi avem nevoie de 20 de metri pătrați de scândură, așa că vom înmulți cu 20 și vom avea 15 ori 20. Asta înseamnă că avem 15 ori 2, 30 și încă un 0. În concluzie, scândura va costa 300 de lei. Haideți să mergem la următoarea problemă. Pe terenul din apropierea unui lac, se construiește o căsuță conform schiței alăturate. Pătratul ABCD are latura de 5 metri. Bucătăria este dreptunghiul. AGFE cu AE de 3 metri și AG de 2 metri. Baia este dreptunghiul HDJI cu HD de 1,5 metri și DI de 1 metru, iar camera este dreptunghiul GBCK și suprafața rămasă reprezintă holul. Determinați aria sa. Haideți să notăm pe desen toate informațiile. Avem în primul rând latura pătratului de 5 metri. Apoi, știm așa: AG este de 2 metri, AE este de 3 metri, apoi HD este de 1,5 metri, DI este de 1 metru și trebuie să determinăm cât este aria holului. Haideți să vedem. În primul rând, dacă noi știm că latura pătratului este de 5 metri, adică dacă AB are 5 metri, putem să aflăm cât este lungimea lui GB. Lungimea lui GB va fi egală cu lungimea lui AB minus lungimea lui AG, așa că vom avea 5 minus 2 și obținem că lungimea lui GB este de 3 metri. Asta înseamnă că și KC va fi tot de 3 metri. Pe păi atunci, haideți să aflăm cât este IK, și apoi cât este EH, și apoi ne gândim cum aflăm aria holului. Pentru asta vom avea, în primul rând, IK. Lungimea sa va fi. Lungimea laturii pătratului, adică lungimea lui de C, minus lungimea lui DI I și lungimea lui CK, și vom avea 5 metri minus 1 metru minus 3 metri și atunci obținem 4 minus 3. În concluzie, lungimea lui IK este de 1 metru. Și acum, haideți să aflăm lungimea lui EH pentru asta vom avea lungimea laturii pătratului AD minus lungimea lui AE și lungimea lui HD. Și atunci vom avea 5 metri minus 3 metri minus 1,5 metri. Și obținem 2 metri minus 1,5 metri. Asta înseamnă că lungimea lui EH va fi de 0,5 metri. Și acum, haideți să vedem cum putem determina aria acelui hol. Spre exemplu, am putea să facem o arie prin decupaje. Din aria întregului pătrat să scădem aria bucătăriei, aria camerei și aria băii. Sau am putea să împărțim acest hol în două dreptunghiuri, în felul acesta, și avem dreptunghiul pe care îl voi nota cu 1: care are lățimea de 0,5 și lungimea de 1 metru, apoi celălalt dreptunghi care are lățimea de un metru și trebuie să vedem cât este lungimea sa. Și atunci aria holului va fi formată din ariile celor două dreptunghiuri. Așa că pot să spun că arie hol va fi egală cu arie 1 plus arie 2. Pentru aria 1, fiind un dreptunghi, avem lungime ori lățime, Lungimea, așa cum am spus, este de 1 metru, iar lățimea este de 0,5. Iar 1 ori 0,5 înseamnă 0,5 metri pătrați. Pentru aria 2, haideți să vedem cât este lungimea lui FK și putem observa că este cât lungimea lui ED, așa că FK va fi EH plus HD și vom avea 0,5 plus 1,5 metri și vom obține 2 metri. Așa că aria 2 va fi egală cu lungimea ori lățime. Lungimea am stabilit că este de 2 metri, lățimea era de 1 metru, așa că vom avea 2 metri pătrați, iar în concluzie, aria întregului hol va fi 0,5 metri pătrați Putați să scriu mai bine mai jos. Plus 2 metri pătrați. Și atunci obținem 2,5 metri pătrați. Și în final, știați că bazele stațiunii Băile Herculane au fost puse în urmă cu aproape două milenii de către împăratul Traian, Numele numele stațiunii este legat de numele eroului și zeului Hercules, consemnat în mitologia romană ca patron al izvoarelor termale. E momentul să încerci și tu să aplici ce am învățat astăzi. Două pătrate, având fiecare latura de 10 cm, se suprapun, astfel încât latura comună să fie un dreptunghi cu lățimea de 2 cm și lungimea de 6 cm. Calculați aria poligonului ABCD EFGH. Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare!